Echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop a început în forță partida, reușind să-și adjudece primul set cu 25-18. Arcada Galați, una dintre favoritele la medalii din acest an, a întors soarta meciului și a câștigat următoarele trei seturi cu 26-16, 25-20, respectiv 26-24. Gălățenii s-au impus în final cu 3-1 și obțin astfel toate cele trei puncte puse în joc, în timp ce Explorări se întoarce acasă fără niciun punct. Da, prima înfrângere am jucat împotriva unei echipe bune a campionatului, zic eu, Galațiu, care are o echipă mult schimbată față de anul trecut. Cu toate astea, eu cred că am făcut un meci bun, în mod special în primul set, setul 4. Eu cred că, încă o dată, și probabil lipsa de inspirație la un moment dat, dar și norocul a făcut ca să pierdem setul 4-2, probabil că alta era situația. Antrenorul echipei băimărene s-a arătat mulțumit de jocul făcut de echipa sa, însă lipsa de inspirație și norocul gălățenilor au făcut ca Explorări să piardă acest meci. Un meci interesant din punctul meu de vedere. Dacă de obicei începeam un pic mai timid, la Galați ne-am dezlănțuit, cum s-ar spune. Din păcate, după primul set n-am reușit să menținem același nivel și au reușit să se impună în meci. Florin Bălhăceanu consideră că Explorări a început foarte bine partida de la Galați, însă nu a reușit să mențină același nivel. Etapa viitoare, Știința Explorări va primi vizita campioanei Tomis Constanța.